În perioada 30 august-1 septembrie, o delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanții ai Ministerului Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale, vicepreședinții raionelor Cahul și Râșcani, alături de specialiști din cadrul autorităților locale și ai operatorilor de servicii de alimentare cu apă, au efectuat o vizită de documentare în România referitoare la aspectele regionalizării serviciilor. Asociația Română a Apei, prin CFPPDA, a asigurat suportul logistic necesar pregătirii în bune condiții acestei vizite. Deschiderea oficială acestei vizite a fost făcută de către domnul primar al municipiului Turda, Tudor Ștefănie. Aici a fost primită delegația din Republica Moldova împreună cu organizatorii, președintele ARA Vasile Ciomoș și directorul executiv CFPPDA Silviu Lăcătușu. La deschidere au participat directorul general al companiei de apă Arieș și echipa de management. Vreau să anunț relații cu aspecții din Ministerul Mediului, de la cancelarea primului ministru, de la celelalte structuri ale administrației centrale, apoi colegii din administrația locală, vicepreședinții consiliilor raionale. Sigur, vreau să-i salut cu prietenie pe reprezentanții operatorilor de servicii din Republica Moldova, cu care avem relații instituționalizate prin intermediul Asociației Apa Canal Moldova. Turda a avut în ultimii ani, 5-6 ani de zile, o afluență de proiecte de rulare în toate domeniile de activitate. Am avut și șansa, ca să vorbim inclusiv acest proiect la final din 2005, și alături de acest proiect noi am accesat atunci tot ce a fost posibil ca sursă de finanțare europeană sau apucet prin statului, pentru că nevoile acestei localități erau foarte afinate. Important este că trebuie să găsim soluții în continuare. Apa, după mine, este cel mai important serviciu public pe care trebuie să-l ofere o comunitate locală. Degeaba e apa de calitate foarte bună în izvorul subteran din unde noi o preluăm. Dacă nu reușești să o aduci la aceeași calitate la consumator, este o mare greșeală care se poate întâmpla și nu este permis acest lucru. Sper ca transportul care îl facem acum pe acest sistem să fie foarte, foarte performant. Și mai cred un lucru și toți de domnul și toți cei care cunosc acest sistem de derulare a lucrărilor de infrastructură pe apă canal. Costurile sunt foarte mari. Costurile se regăsesc în tarifele de apă. Tariful de apă uneori este destul de însemnat. Și după mine, totuși, apa trebuie și de acest serviciu să rămână încă un serviciu social. Bine ați venit. Cuvântul de bun venit vi l-a adresat și domnul președinte Ciomoș și domnul primar. Așa cum domnul primar a menționat, o să aveți tot sprijinul în tot ceea ce doriți să aflați, bineînțeles, inclusiv în schimburi de experiență cu specialiștii noastre. Deci, cunoaște deja, mă numesc Alexandru Chetanar, sunt vicepreședintele raionului Râșcani și aș vrea să vă spun, domnule președinte, domnule primar, sunt profund mișcat de ceea ce am văzut aici, sunt pentru prima dată în regiunea aceasta, sunt niște locuri frumoase, din punct de vedere natural și plin de istorie. Cu părere de bine sau de rău, administrația publică locală întotdeauna are cea mai multe întrebări. Noi, la domnule, constrângem primarii, ei dau întrebări și cred că aici, împreună cu un vicepreședinte, vom da cele mai multe întrebări. Aș avea două direcții de întrebări principale. Prima este, dar se poate desigur, cu întrebări. Care este echipa care a elaborat proiectul public în cadrul unui parteneriat cu Asociația Apă și Canal României, o companie care gestionează sistemul de apă și canalizare, care este statutul gestionarului apă și canalizare, este o întreprindere municipală sau o întreprindere, privată, în parteneriat public cu primăria. Și o altă întrebare ar fi, care au fost etapele, cum ați mers până așa, de la 5 milioane, la 80 de milioane, este, spunem așa,
un rezultat nu foarte bun, dar nu multe că în primul rând vreau să vă spun un mulțumim frumos pentru prioritatea de a alegerea acestor două regiuni de sud și de nord, am de Reonul Căhru și Reonul Mărășcani. În a doilea rând vreau să vă spun că vin și eu cu un mesaj de călduros din sudul Moldovei, adică din Reonul Căhru, din nou numele autorităților Consiliului Reonal și ale mele personale. Vreau să vă spun că s-a simțit din start și la întâlnare căldura de primire a dumneavoastră. Sper pe viitor că vom avea o colaborare fructuoasă și vom vedea cele priorități în sectorul sau aprovizionarea cu apă, ceea ce este prioritar, cred că în fiecare comunitate a Republicii Moldova, eu cred că și fiecare are nevoie la moment de o calitate a apei și sper că pe viitor noi nu va fi ultima întâlnire și ultima ședință pe această agendă, pe această temă. În primul rând, în final, vreau să spun că acele priorități care delegații arată dumneavoastră, noi sperăm că le vom implementa la noi în regiune și continuăm pentru că să le spunem la toți succes. Adică vă mulțumim frumos încă o dată să ne fie de bun augur. Delegația și-a continuat vizita la compania de apă Arieș. Aici, reprezentanții CAA, prin domnul director general Alexandru Sabău și echipa de management, au oferit informații legate de modul de dezvoltare, bune practici și lecțiile învățate în cadrul implementării proiectelor de investiții. Bucur să fiu aici împreună cu delegația oficială importantă din Republica Moldova. Vreau să subliniez faptul că nu suntem întâmplători la Turda, am venit aici pentru că obiectivul vizitei de studiu pe care această delegație o face în România și în Germania este acela de a vedea bune practici în reforma instituțională a sectorului serviciilor de apă și canalizare, pe de o parte, pe de altă parte, consecințele pozitive pe care un astfel de proces le poate genera în pregătirea unor proiecte de investiții, în implementarea cu succes a acestora. Și așa cum probabil dumneavoastră știți mai bine decât mine, dar și noi monitorizăm la rândul nostru progresele în îndeplinirea angajamentelor din tratatul de aderare și mai ales felul în care se pregătesc și se implementează proiectul de modernizare în sectorul serviciilor de apă și canalizare. Compania Arieș Turda este foarte avansată în acest proces și acest lucru este susținut de cifrele pe care le avem la dispoziție în procesele de monitorizare. Pe de o parte, acest progres aproape neîntâlnit la noi în țară în implementarea proiectelor cu care compania a ajuns la 74-75% atât în sectorul apei cât și în sistemul, în partea de canalizare și epurare, ne face să prezentăm compania ca fiind un exemplu de bune practici. Colegii noștri din Republică au venit să vadă unde avem bune practici și cum pot să preia o parte dintre ele. Vizita de altfel începe la Turda, via Turzii, va continua la Zalău, Satu Mare și apoi dumneavoastră se vor îndrepta spre Germania. Sigur, în parte credem că acest succes în implementarea proiectului se datorează companiei de apă și noi, ca reprezentanți ai sectorului serviciilor de apă, subliniem în primul rând acest lucru, dar cu siguranță se întâmplă și datorită felului în care autoritățile locale înțeleg să
sprijine proiectul, să treacă peste inconveniențele pe care le creează totdeauna proiectele în infrastructura locală, în rețelele subterane. Felicit conducerea companiei pentru felul în care a organizat această primă vizită din statutul pe care îl face delegația oficială din Republica Moldova și, sigur, aș vrea ca și noastră să preluați acele elemente care credeți că merită a fi prezentate în urma unei acțiuni oficiale de asemenea nivel. Mulțumesc! Mă interesează un lucru. Priza de apă, în primul rând. Priza de apă este subterană, este captată, este centralizată, mă rog. Cred că aveți un răspuns, întrebarea nu este complicată. Și a doua întrebare, societatea Perciuz, formată, acțiunile compromitite din în urma transmiterii rețelelor de la autorități locale sau aveți alt răspuns? Și cum au reacționat autoritățile locale? Nu, apoi este, iar legătură. Cum au reacționat sau, mă rog, autorități locale privind crearea unei asociații de geodeză, unui operator unic de gestionare a apei. Deci a fost nevoie de multă muncă de rămurire, de multe discuții, să accepte că o comunitate urbană, de fapt, nu s-a vorbit, domnul primar n-a avut timp să vorbească de comunitatea urbană a Iași, probabil o să vorbească domnul Morcoli, care face parte și din comunitate și din Agenția de Dezvoltare Intercomunitară. A făcut o comunitate mare, comunitatea urbană a Iași, care înglobează 110.000 de locuitori. Deci, în baza acestei comunități, noi am putut să intrăm și să accesăm proiecte. Era absolut normal ca în această uniune, în această comunitate, fiecare să vină cu ceva. Și atunci am zis, domnule, trebuie și un operator regional de apă, aici ca să vă răspund la prima întrebare. Ne trebuie și un operator regional de apă. Și operatorul regional de apă cine e? Era un operator de apă pe Turda, era un operator de apă pe Câmpia. Turda are 67.900 locuitori, Câmpia are, Câmpia Turzii, 31.200 de locuitori. Și au zis, unim ăștia doi agenți economici, facem un singur operator care se cuprindă și comunele învecinate, și celelalte 9 comune. Și am făcut lucrul ăsta. Bineînțeles că fiecare a venit cu aportul lui de capital. Capitalul în ce constă? Păi în rețelele care le aveau. Rețele învechite, rețele, am schimbat rețele și de 100 de ani. Rețele de fontă, rețele de oțel, rețele de azbu, ciment. Mă refer și la canalizare și la aducțiunea de apă. Aducțiunea de apă se face prin două metode. Avem stație de tratare care, pentru apa de suprafață, de la, noi captăm apa de la un grâu care se numește Răștate și care merge înspre municipiul Câmpia Turzii. Înspre Turda merge prin stația de tratare, deci acolo înspre municipiul Câmpia Turzii. Turda are puțuri, are izboare, deci are puțuri din care se extrage apa. E extracție de adâncime. Și care vine în Turda. Sunt 55 de puțuri pe care le folosim în momentul ăsta. Deci sunt două surse. Sursă de suprafață, sursă de adâncime. Probabil că de aici și diferența, sau stăm undeva pe medie ca și costuri al prețului apei la nivel de țară. Noi nu suntem așa de fericiți ca ăia din Câmpul Mușcel sau din Predeal să le cadă apa din munte. Și nu am nicio problemă. Singura lor problemă eventual să înfrâneze debitul apei, dar altceva nu au probleme de acuțiune, nu au probleme de pompare, nu au probleme de nimic. Deci așa cum v-am spus și cum a menționat și domnul primar, determinarea ulterioară a fost principalul atu al acestei comunități urbane în a obține fonduri, în a demara proiectul mai departe, în a ajunge cu proiectul la zi, în a fi în parametrii de absorpție ai
fondurilor europene care se urmăresc. Sunt săptămânal pe masă la ministru și bineînțeles la ministrul mediului. Deci, n-a fost ușor. Unul dintre obiectivele principale vizitate a fost stația de epurare de la Câmpia Turzii. Reprezentanți din partea supervizorilor și ai constructorilor, precum și echipa CAA, au răspuns tuturor întrebărilor delegațiilor, dar faptul că au văzut cu ochii lor un proces în plină desfășurare, cum este reabilitarea stației de epurare, a fost cel mai elocvent și complex răspuns la întrebări. Domnul președinte, puteți să ne spuneți câteva concluzii în urma vizitei de astăzi de la Turda și de la Câmpia Turzii? Deci, în primul rând, vă mulțumesc pentru organizarea așa unei vizite destul, dar foarte bune. Am văzut că s-au făcut lucruri mari, lucruri bune, anume pentru populația Turdii și Valea Turdii și a localităților de pe împrejur. Se vede pe șantier că lucrurile merg bine. La moment vedem că se implementează niște tehnologii performante, după toate tehnologiile de standarde, să zicem, europene. Și aș dori să vă urez ca să scoateți la capăt, să aveți un rezultat cât mai bun, cât mai frumos, ca conducerea asociației care a fost constituită, să pe viitor să depună și mai mult efort ca să construiască și mai departe așa lucruri bune și frumoase pentru locatarii acestei regiuni. Noi, desigur, pentru noi a fost o experiență foarte bună, am învățat foarte multe lucruri interesante pe care și noi dorim să le implementăm la noi în raion, la noi în Republică. Desigur, vom invita domnul director a companiei de apă Arieș, domnul Alexandru, ca să ne, să spunem noi, să ne răspundă la unele întrebări care o să apară pe parcurs implementării unor sau alte proiecte. Desigur, așteptăm la o conlucrare fructoasă și vă urăm să aveți rezultate frumoase. Și recunoștința oamenilor pentru care munciți, pentru care depuneți efort și pentru care, știu eu, se merită efortul pe care l-ați făcut. Your opinion about this study visit? I like it very much. It was a very good balance of having different aspects. Every person from different technical or professional backgrounds could pose questions and also received answers that were important. There was enough time to have as well formal and also informal exchange of information or discussions amongst people, and this was very well structured. And then in general the experiences that were made here they're very lively still, like people can explain them very well, so it's easy to understand, and I think everyone took a lot of advantage of it. Vă rugăm să ne spuneți care este concluzia trasă în urma vizitei la Turda și la Câmpia Turzii, implicit la compania de apă Arieș, a ceea ce ați văzut, a ceea ce ați auzit și asupra oamenilor pe care i-ați întâlnit. Vizita care noi am previzionat-o de documentare privind regionalizarea a fost executată împreună cu centrul de training al lui Asociația Română Apei. Selectarea Turdii ca operator de apă n-a fost întâmplătoare. Este un oraș asemănător cu cele din Republica Moldova ca număr de populație. Este o zonă de câmpie cu dealuri ca și la noi. Deci, din mai multe puncte de vedere, a căzut, să spunem așa, selecția sau alegerea pentru această localitate. Mai mult ca atât, am avut o informație foarte pozitivă despre rezultatele dumneavoastră care le aveți în lucru de toate zilele. Deci noi am rămas foarte încântați din motivul că am găsit aici specialiști, oameni ingenioși, am găsit aici rezultate, am găsit și răspunsuri la întrebările care pe noi ne, spunem așa, ne frământă zi de zi în pregătirea noastră pentru a
executa, să spunem așa, sau pentru a implementa procedurile de regionalizare a serviciului de limitare cu apă și canalizare în Republica Moldova. Ce înseamnă ARA? ARA sunt inițialele de la Asociația Română Apei, Asociația Operatorilor de Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare din România. Ea este o asociație profesională și patronală ce reprezintă interesele companiilor de apă, așa cum este și compania de apă Arhieș, și care a fost înființată în 1995 și are o tradiție de peste 15 ani de existență. Deci ne-ați răspuns la următoarea întrebare. Ați anticipat rolul Asociației Române Ape, a apei în sprijinirea operatorilor serviciilor de apă și canal. Acum spuneți-ne misiunea și viziunea Asociației Române Apei în domeniul, bineînțeles, serviciilor de apă și canal. Asociația Română Apei, prin liderii săi, sub conducerea domnului Vasile Ciomoș, a reușit să promoveze dezvoltarea serviciilor publice de alimentare cu apă și să promoveze concepte noi. Procesul de regionalizare inițiat prin programul SAMTID și apoi asumat și de celelalte autorități centrale ca bune practici a fost inițiat în cadrul Asociației Române Apei prin centru de formare și cu asistență tehnică, bineînțeles, din partea Ministerului. În prezent, asociația asigură interfața între operatori și structurile centrale, însemnând aici relația cu Ministerul Mediului, cu Ministerul Administrației și Internelor și cu celelalte departamente din alte ministere de resort. De ce compania de apă Arieș azi, în schimb de experiență cu delegații din Republica Moldova? Care a fost raționamentul alegerii companiei de apă Arieș în această vizită pe care noi am, de care am avut onoarea astăzi noi, compania de apă Arieș? În primul rând trebuie spus că în Republica avem o bună colaborare cu colegii din Republica Moldova de vreo 10-15 ani încoace între Asociația Română Ape și Asociația Apă Canal Moldova. Întotdeauna am încercat să transferăm bunele practici prin intermediul celor două asociații la nivelul operatorilor. Astăzi suntem aici pentru că conducerea din Republica Moldova, din partea ministerelor, dorește implementarea la nivel de proiecte pilot a două proiecte de regionalizare în raionele Cahul și Râșcani, iar în momentul de față au fost aleși parteneri, companii similare ca și dimensiune, pentru a înțelege bunele practici, a vedea bunele practici și a înțelege ce greșeli s-au făcut și a putea fi evitate acolo pe cât posibil. Experiența companiei de apă Arieș și în orașele Câmpia Turzi, Turda și Câmpia Turzi, celelalte nouă comunități locale care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, se suprapune foarte bine, aș putea să spun, cu nivelul la care sunt ei acum și cu grupurile din cele două raioane. De aceea, alături de compania din satul mare, sunt, să spunem, partenerii perfecți pentru modele și pentru a vedea bune practici în acest proces de regionalizare. Este în continuare itinerarul acestei delegații din Republica Moldova. Mâine o să avem o vizită la compania de apă, la sucursala companiei de apă Someșeșa în Zalău, pentru a vedea cum a fost suportat procesul de regionalizare în cadrul localităților care au fost preluate și nu cele care au preluat, și apoi la satul mare un schimb de experiență pe care sper eu să fie cel puțin la fel de util și interesant ca cel de astăzi de aici. Ulterior, ei își vor continua itinerariul spre Germania pentru a vedea și bunele practici din Germania. Domnul director, puteți să ne spuneți care este progresul fizic al stației de epurare? Deci, ca procent, bineînțeles, în ce stadiu se află stația de epurare din punct de vedere al lucrărilor executate aici? Deci atât din punct de vedere a stadiului fizic și a lucrărilor executate, cât și din punct de vedere a decontărilor care s-au făcut la zi, suntem undeva între 85 și 87%. Care este termenul de finalizare a stației de epurare? Din contract? Din contract este 30 martie 2012. Și termenul pe care dumneavoastră îl prevedeți? Eu am spus că până în 20 decembrie 2011 ne-am propus să încheiem. Cum v-ați exemplifica
Calitatea apei epurate după finalizarea acestor lucrări. În Franța, la stația de epurare, am văzut în decantor, trăiau gâște sălbatice și rațe sălbatice. Va fi posibil și la noi? Am înțeles că odată epurată această apă, fauna și flora râului Arieș, refăcută în proporție de 100%, și așa cum zicea și colegii mei specialiști, vor fi rezolvate toate cele trei probleme ale mediului, apa, aerul și pământul. Da, chiar dacă n-am fost în Franța să văd, am fost în alte țări occidentale și am văzut stații de epurare și unde eu am văzut la finalizare, unde apa înainte de a ajunge în râul Arieș, cazul nostru, în altă parte erau alte râuri, era construit un lac, în lacul respectiv erau pești, trăiau rațe, cum a spus dumneavoastră, deci era, fauna era la ea acasă. Așa avem și noi propunerea să facem. Așa își dorește și compania ca la, pe traseul unde se va epura apa, care se va duce la râul Arieș, se va construi un lac, acolo vor fi pești, ca să se demonstreze în felul acesta calitatea bună a apei și care, de altfel, nu va mai polua deloc ceea ce până acum s-a petrecut când polua râul Arieș. Deci nu va mai fi niciun fel de poluare, dovada va fi exact ceea ce v-am spus acum. În plus, va fi un parc pentru agrement, chiar dacă este o stație de epurare, chiar dacă în mentalitatea noastră încă nu poate exista așa ceva, că se poate într-un asemenea mediu să stai să gătești ceva, să pregătești ceva, să stai la umbră, va fi un parc amenajat cu niște umbrele acolo, cu niște bănci. Cu parc de agrement, practic. Un parc pentru agrement, da, unde atât cetățenii din Câmpia Turzii care vor avea acces aici, care vor primi acces pentru intrare, cât și angajații companiei sau a primăriilor, vor putea să aibă acces. Și vor putea să meargă și la pescuit ca să vadă că, într-adevăr, și calitatea peștelui va fi bună datorită calității superioare a apei. Suntem la finalul vizitei de studiu pe care am întreprins-o cu colegii noștri din Republica Moldova și cu consultanții germani. A fost o vizită plină de succes, un schimb de experiență deosebit. Suntem absolut convinși că ceea ce au învățat și ceea ce au văzut aici vor aplica în raioanele din care au venit, în speță Cahul și Râșcani. Ne-a bucurat în mod deosebit deschiderea pe care au avut-o vis-a-vis de compania de apă Arieș. Bineînțeles, ne-a bucurat și faptul că Asociația Română a Apei, reprezentată de domnul președinte Vasile Ciomoș și de domnul director executiv Silviu Lăcătușu, au ales ca firmă pentru acest study visit compania de apă Arieș, pentru că de aici delegația din Republica Moldova va pleca în München și în Berlin pentru a face o paralelă între ceea ce se întâmplă aici și ceea ce se întâmplă acolo și, bineînțeles, pentru a implementa ceea ce au învățat în localitățile lor, respectiv în Cahul și Râșcani. Îi mai așteptăm, suntem convinși că ceea ce au învățat a fost de bun augur. Și am rămas să ne auzim cu conducătorii delegațiilor și, bineînțeles, cu consultantul german. În rest, putem să spunem vis-a-vis de lucrările care sunt în acest moment de Sfântul Alexandru 2011 la stația de epurare, că sunt în grafic. Ne aflăm la ultimul obiectiv vizitat astăzi în cadrul schimbului de experiență. Compania de apă Arieș a avut onoarea astăzi să aibă în vizită, într-un schimb de experiență, o delegație din Republica Moldova, vicepreședința raionelor Cahul și Râșcani și alți directori generali ai companiilor de apă similare cu cea de la Turda. Deci, stația de epurare este ultimul obiectiv vizitat pentru că are o importanță foarte mare în cadrul proiectului derulat de către compania de apă Arieș. Au avut loc discuții astăzi în cadrul primăriei Turda cu domnul primar Tudor Ștefănie, unde au fost schimb de opinii și întrebări pe care delegații din Republica Moldova le-au adresat oficialilor din Turda și directorului general Alexandru Sabou, precum și specialiștilor din cadrul companiei de apă Arieș. Apoi
A avut loc o conferință de presă pentru transmiterea opiniei publice a ceea ce a întâmplat astăzi aici, la compania de apă Iași. Ei bine, acest eveniment a fost organizat la sugestia Asociației Române Ape, a Apei, prin directorul Vasile Ciomoș. De ce? Pentru că pe lângă asemănările geografice, de tip geografic și ca și număr de populație dintre compania de apă Arieș și companiile de apă din Republica Moldova, pentru Asociația Română Apei a fost un exemplu de bună practică, cea pentru bune practici. Deci un exemplu de așa da, un exemplu de se poate, un exemplu de oameni bine motivați, oameni determinați, oameni care știu să muncească și știu ce vor.